iubiți frați și surori, la bună vestire este sărbătoarea mitropoliei noastre. Foarte mulți știți și de ce, dar în două cuvinte vă spun eu astăzi de ce. Pe 4 noiembrie 2005, Sfântul Sinod reînființa mitropolia pe atunci a Clujului, Albei, Crișanei și Maramureșului. Mitropolia Clujului, Maramureșului. Pe 25 martie 2006 era întronizat primul mitropolit al acestei mitropolii, vrednicul de pomenire, mitropolitul Bartolomeu Anania. Omul acesta de prestanță unică și cu o personalitate excepțională. Și tot pe 25 martie, în 2011, când mitropolitul Bartolomeu s-a mutat la Domnul, am fost intronizat și eu ca mitropolit al acestei mitropolii. Așa că această sărbătoare a devenit sărbătoarea patronală a mitropoliei noastre. Sigur că nu putem face astăzi un bilanț, dar afirmăm, fără să ne fie teamă de greșeală, că din punct de vedere spiritual, din punct de vedere pastoral, reîntemeierea acestei mitropolii a avut un rol benefic, pentru că ea venea din străfunde istorie, ea are o obârșie ștefaniană. Pentru cei ce nu știu, spun astăzi, în 1488, visternicul Isac al Sfântului Ștefan cel Mare dăruia pe seama mitropoliei din Feleac. Nu s-a putut organiza mitropolia în cetate, pentru că cetatea atunci nu era a noastră, dar s-a organizat în Feleac. Visternicul Isac dăruia un tetravanghel a cărui copertă cuprinde o inscripție în sens document istoric că mitropolia noastră a fost înființată de Ștefan cel Mare. El a înființat și episcopia de la Val. Și atunci când s-a putut, pentru că între timp valurile istorie au desfințat mitropolia de la care. Mitropolia s-a mutat la Alba Iulie. Acolo a găsit-o Mihai Viteazu, primul întregitor al teritoriilor românești. Și apoi, după ce a intervenit unirea religioasă, a dispărut mitropolia și de acolo și mai târziu s-a reînființat la Sibiu. După ce Dumnezeu a îngăduit unirea cea mare din 1918, în 1921 a putut fi reînființată eparhia noastră. Și primul ei episcop a fost unul providențial, Nicolae Ivan. El a ridicat această catedrală. Și nu numai că a ridicat această catedrală, a făcut multe altele. A făcut școala de teologie, a făcut revista eparhială, a făcut Biserica Sfântul Nicolae de pe Ora, a făcut mănăstirea, care acum nu-i pe același amplasament, dar care a fost reînființată și multe, multe altele. Și atunci realizăm cât de mare importanță are acest centru eparhial al Clujului și cât de mare importanță are mitropolia Clujului, Maramureșului și Sălajului. Și an de an, pe 25 martie, oaspeți dragi, ne adunăm aici. Acum 4 ani,
a fost împreună cu noi și mitropolitul Ignatie din Volos. Și atunci a mers în procesiune pe calea Turzii, unde prin bunăvoința domnului președinte Alin Tice am primit un teren pe care să facem un centru misionar, social. Și cum birocrația este mare la noi, au trecut 4 ani de zile până când am putut obține autorizația de construcție. Dar dăm slavă lui Dumnezeu că am obținut-o și în toamna trecută am început acest șantier. Acum, faptul că am obținut această autorizație se datorează mai multora, dar în mod special se datorează alor 3 oameni. Domnului vicepreședinte Mânzat, Marius Mânzat de la Dej, domnului vicepreședinte Vacar de la Cluj și primarului municipiului Cluj. Dacă a durat așa de mult dobândirea autorizației, n-am stat în loc. Știți mulți dintre dumneavoastră că între timp s-a făcut centru pentru tineret de la St. George Bay. E aproape gata centru pentru tineret de la Câmpenești. A fost ridicată frumoasa facultate de teologie de lângă Consiliul Județean. Și un cămin pentru studenți acolo. Dar obiectivul acesta pe care dorim să-l ridicăm, centru misionar, social, ne-a stat pe suflet. Și tare ne-am bucurat că în toamnă am putut începe lucrările. Domnului Mânzat, care a pus tare umărul, i-am dat o distinție la Dej. Iar domnului Vacar, vicepreședintele tot a Consiliului Județean, îi dăm astăzi distinția cea mai mare a mitropoliei noastre, Crucea Transilvană. Domnul vicepreședinte, vă poftim aici ca să vă gratulăm.